de marți până vineri, zălăoanii s-au bucurat de un eveniment artistic de excepție, așa cum nu de multe ori au ocazia să o facă. Realizatorii filmului Usturoi, lungmetraj de succes, turnat în proporție de 80% în sălaj, au venit să promoveze producția artistică în Zalău. Filmul a rulat în sala de dialoguri europene a Centrului de Cultură și altă sălaj. La cererea publicului, joi și vineri s-au introdus spectacole în plus. Umoristul Ioan Seleși, animatorul evenimentului de la Zalău, el însuși actor în film, spune că toate cele 150 de locuri ale sălii au fost de fiecare dată ocupate la spectacolele de la ora 18. Am observat că publicul din Zalău, din sălaj în general, sunt dornici să vadă mica noastră operă de artă, care s-a realizat, zic eu, a fost o întâmplare că s-a produs această. Nici cei care au realizat filmul nu cred că și-au dat seama că o să iasă așa o treabă de bună. Și noi toți am venit benevol. Și atunci, pe cei care sunt mai săraci, o să-i premieze din ceea ce adunăm noi, din ăștia 10 lei care îi dă lumea. Filmul Usturoi a fost acceptat recent în circuitul internațional al cinematografelor. El a fost prezentat la mai multe festivaluri internaționale de film, printre care și cel de la Miami. Ca o curiozitate, spune Seleși, la Cluj-Napoca a fost cel mai vizionat film din ultimii 30 de ani. Producția cinematografică despre care vorbim, cu excepția a două personaje, a avut doar actori amatori. El s-a turnat în proporție de 80% în satele județului Sălaj, fără un anume buget alocat. Realizatorul filmului este Radu Bazavan din Cluj-Napoca, iar de regie s-a ocupat Luciano Alexander, cetățean american de origine română. Acțiunea se derulează într-un sat din Ardeal, unde trăiesc două clanuri, unul care cultivă usturoi și altul care cultivă ceapă. Este o poveste despre lumea văzută prin prisma a doi copii, unul de etnie romă, altul român, despre prietenia care se leagă între ei, despre viața comunității de rom din acel sat. Evenimentul cinematografic de la Zalău, numărul mare de spectatori 4 zile la rând, ne dă de înțeles că locuitorii acestei urbe nu sunt refractari la fenomenul cultural de bun gust. La piesa lui Cehov, Cerere în căsătorie, jucată miercuri seară la Sala Transilvania, biletele au fost vândute cu câteva zile înainte. E și aceasta o dovadă că publicul zăloan nu-i refractar la artă bună, fie ea clasică sau contemporană.